Consiliul Local Suceava este convocat în prima ședință ordinară din acest an. Principalul proiect aflat pe ordinea de zi va fi fără îndoială cel referitor la bugetul local pe anul 2016. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat la Bucovina TV în cadrul emisiunii Raportul de Seară că propune un buget al dezvoltării. Bugetul Sucevei pentru anul 2016 va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară de joi 28 ianuarie de la ora 14. Până în prezent au fost mai multe runde de discuții pe marginea proiectului între executiv și consilier local. Ca și în anii trecuți, eu nu fac un buget pentru mine sau pentru interes, sau pentru interese electorale. Nu lucrez așa. Eu lucrez în fiecare an la fel. Nu fac un buget anul ăsta altfel că e campanie electorală. Eu am făcut acest buget și l-am prezentat domnilor consilieri locali. Cred că în mare parte i-am convins că este în ordine. Sigur, mai avem și dumneavoastră cu amendamente, cum este și normal. Cifrează la 368.769.519 lei, buget total. El este între aproape de bugetul anului 2015, când a fost 356.227.610 bugetul inițial și 380.242.679 bugetul final. Cu siguranță, ca și anul trecut, lucrul cel mai important de menționat este un buget al dezvoltării. 32% din buget merge la dezvoltare. Cam la fel ca și anul trecut, deci este un buget al dezvoltării, 32% la dezvoltare, 68% la funcționare. Pe capitole, la învățământ 30,1% și aici dezvoltare publică 6,6% și aici intră în primul rând iluminatul și sunt de proiectul pe fonduri elvețiene care a fost licitat și va fi data, sau este pe SEAP, va fi licitat pe data de 14 martie, dar de asemenea mergem mai departe la piață. La piață și terminăm piața centrală și 5 miliarde de lei sunt prinși pentru încălzirea zonei de jos sau primului tronson din piața centrală. Asta, și la bazar sunt prinse 20 de miliarde de lei vechi, dar eu aici mă refer la lucrările noi. La bazar 15 miliarde de lei sunt prinse pentru finalizarea lucrărilor de modernizare cu instalații automate de stingere a incendiilor. La seră vrem să facem o seră nouă într-un program multianual și transporturi 14,41%. Și aici intră în primul rând, așa cum am spus, 1 milion de euro la mini ruta ocolitoare spre Botoșani, 200 de miliarde pentru reparații străzi și aici asigur că avem un proiect de reparat 200 de străzi și în acest an și anul trecut am avut 200 de străzi de reparat și am reparat 137 pentru că bugetul nu s-a executat 100%, asta este realitatea. De asemenea, zona centrală, modernizarea zonei centrale, 25 miliarde pentru zona centrală. De asemenea, vrem să mai cumpărăm și în acest an, ca și anul trecut, 10 microbuze, minibuze mai mari, adică între microbuze și autobuze, pentru zonele în care sunt necesare aceste mijloace de transport și unde nu este eficiență. 8% în acest an merge pe cultură. Și am spus 15 miliarde la teatru, 15 miliarde la cinema, 5 miliarde pentru Festivalul Medieval Lira de Aur, Festivalul Mondial de Film Amator. 3 miliarde pentru alte evenimente culturale și aici voi invita oamenii de cultură să avem o discuție, zicem, ce proiecte. Deci noi vom prinde o rubrică alte cheltuieli culturale, după care îl vom defalca în perioada următoare cu oamenii de cultură. 2.500.000 de lei la biserici, 700.000 reabilitare statuia lui Ștefan cel Mare. Și la sport să dăm 15 miliarde la fotbal, 10 miliarde de lei la handbal, 5 miliarde de lei la CSM, la toate ramurile. Totodată, pentru protecția mediului sunt prevăzute 6,65% din buget, asigurările și asistența socială 4,49%, autorități executive 3,3%, ordine publică și siguranța națională 2,06%, datoria publică 1,74%, servicii publice de evidență a persoanelor 1,58%, sănătate 1,51% și acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 0,31%.